Protagoniștii unora dintre multele jurnale de călătorie care rulează pe rețelele de socializare sunt Jenălin, Bogdan și fiica lor de 3 ani, Catiușa. Locuiesc de 4 ani în Haleș, un sat din Buzău, pe care mama natură l-a răsfățat cu peisaje superbe. Totul în jur îi amintește lui Jenălin de Filipine, țara sa natală. E foarte mult aici, because we harvest in the forest gebe, mushroom, and that's it. I like it so much here, especially here in our simple life in village. Cine vorbește mai mult, Bogdan? Ah, Bogdan, maybe he become in the future a president. Îmi spune de multe ori când vorbesc, când explic, you talk like a president. We first vorbești ca un președinte. We first. And also îmi place aici, my mother-in-law caring a lot of chicken in the yard, native chicken. So that's why I like very much, like in my place there in Philippines. I like also here in my village, here in village with my husband, because it's like in my place in Philippines. I saw the forest, this one. Yes. Jenălin și Bogdan Petre s-au cunoscut pe Facebook. Relația lor a decurs exclusiv online timp de un an, până când buzoianul a făcut rost de bani și a decis să-și aducă iubita acasă la gospodăria părinților săi din Haleș. M-a cucerit, ne-am cunoscut luni seară, prima conversație pe Facebook. Marți dimineața i-am ascultat cântecele, că avea încărcate pe Facebook 2 cântece și am rămas uimit. Doamne, fata aceasta are un dar. Are un dar și e un privilegiu. Sunt un om norocos pentru că am cunoscut o asemenea fată frumoasă și talentată. Ce vești minunată in Bitlim ni sara. Cil far din ciput, cum au zis prorocii. Viața lui Bogdan și a exoticei sale soții pare a fi una dintre acele povești de Crăciun despre oameni fericiți, despre speranță și înțelegere în familie. Nașterea Catiușei a fost darul cel mai frumos pe care destinul l-a oferit până acum familiei Petre. În casa socrilor din Haleș, tânăra filipineză se simte în largul ei. Socrii au fost cuceriți repede de talentele lui Jenălin, mai ales de cele culinare. Este expertă în prepararea peștelui. Acum pregătesc dorada. Stil filipinez. Peștele în casă îl prepară Jenălin pentru că are mai multe sortimente de mâncare de pește. Noi numai la grătar. Ea face și cu sos. Doamna Cătioara și nora ei de 27 de ani gătesc mai tot timpul împreună, pentru că fiecare are câte ceva de învățat de la cealaltă, iar Jenălin nu a ratat nimic din deliciile bucătăriei noastre. Sarmale, ciorba, și perișoare. Da. Și ce vrea gătești mama? Ciorba de borta de vita, și la ciorba persoare, ciorba de guguloș. What is ce guguloș? Guguloș. Galoș. Ciorba de galoș. Foarte bună. De pasăre, da. Ciorba guguloș is my favorite. Și pentru că este vlogger la început de drum, Jenălin nu uită să laude în filmulețele sale bucatele românești și filipineze pe care le prepară împreună cu mama soacră. So hey guys, we are finished to cook a fish. So here is our fish. Faptă bună tuturor!